zid defensiv compus acolo din 5 oameni în fața lui Nițui, pe care îl vedem în imagine. Lovitura liberă se anunță periculoasă, 25 de metri, șutul în blocaj, gol! Excepțional șut și este 1-1. Un gol fantastic marcat de Biceanu, unul dintre mijlocașii la închidere. Șutul său de la marginea careului, la rădăcina stâlpului porții lui Nițui. Egalitate la 1. Biceanu nu este un jucător care să apară foarte des pe lista marcatorilor. Iată însă că a făcut-o acum, după această lovitură liberă executată în zid de Florentin Matei, cel care o și obținuse mingea, a ricoșat la Biceanu, care a văzut acolo